Trebuie subliniat aici că datoriile pe anul trecut sunt de 58 de miliarde. Clar, le menținem, da? Da. S-a mai cerut la ședința de Consiliu dacă mai sunt și alte lucrări la care directorul economic n-a primit hârtiile, că ai zis că lucrează o echipă, mai multe compartimente. Și dacă în timp de o săptămână ai mai primit și alte hârtii, ai primit sau n-ai primit? Da, le-am prezentat la mine. Păi da, și astea aduna la 58 de miliarde, câte miliarde fac? Care astea sunt datorii de... 52 de miliarde. La 58 se mai adună 52, da? Da. Deci, adunați și dumneavoastră să vă lămuriți de ce noi nebunii ăștia de prin poze nu vrem să votăm. Deci ne ducem la 100 și ceva, da? 110 miliarde. Dacă la asta trebuie să ne prezentați așa, care sunt creditele primăriei? Anii când s-au luat, că poate s-au luat 2007-2000 astea. Deci cine l-a luat? Puteți să pune și primarul care a fost, nu ne deranjează. Deci nu ne deranjează. De la acea bancă și ce credite trebuie să dăm noi la în anul 2012? Cum sunt ele scadente? Și puteți să ne spuneți și scadența 2013, 2014, 2000. Care e valoarea creditelor? Ratelor. Și ratelor și penalităților, că n-avem. Deci, la acestea eu vă pot da răspunsul pentru. Mi-am luat situațiile financiare la trebuie. Ca să facem o paranteză la deficit. Oricum trebuie scris în informarea. Vă scriu și dar vi le și spun. Da. Ați spus că este cel mai mic buget. Anul trecut, inițial, a fost pe venituri 36.121, iar pe cheltuieli a fost 36.482. Deci și anul trecut, la începutul anului, când a fost aprobat bugetul, am avut deficit de 361.000 de lei. Și acest deficit, am spus, este hotărâre aprobată de consilier că avem acceptul să punem 1.500 pe dezvoltare. De asta i-am pus și este justificat acel deficit de 1.500 de lei. Dar răspunsul la întrebarea mea, că de fapt datoriile. Deci datoriile, ratele... În legătură cu creditul care s-a luat credit la nivel de 2006, în total de 15.500 de lei, care la 30... Deci hai să traducem, că e mai bine așa să traducem. Deci 150 de miliarde. Da. Care? 155 de miliarde. Că asta vrem să știm și noi pe ce stăm. Da. Care este scadent? Care este scadent în 2024? Plătim câte 85.000 de lei pe lună. 85.000 de lei, rată lunară fixă. Alte credite în afară de 2006? În afară de acel credit, în 2009 s-a luat 6.000 de lei, din care este neutilizat 186. Care îl avem, regăsim acum pe... 6.000 de lei, n-ai greșit cumva. 60 de miliarde. 60 de miliarde. Dar am vorbit în mii lei care nu, se... Nu, haideți să vorbim în bani vechi, ca să ne înțelegem, că și într-o altă schiță am văzut acolo, într-una era cu mii lei, într-una era cu lei noi, de asta spun, haideți să vorbim în bani vechi, ca să ne înțelegem clar. De aia sunt și confuzii. Dar la ora actuală vorbim în mii lei. Haideți să repetăm. Credit deci, luat în 2009. Ce valoare are? 60 de miliarde, da? 6 milioane înseamnă 60 de miliarde. 6 milioane, spuneți, domnilor. 6 milioane. 6 milioane și traduceți. 6 milioane. Haideți să vorbim în bani. Așa e. Voi trebuia să votăm bugetul și n-am avut cifrele astea locuitori ai Săcelului. Deci nu le-am avut, le-am cerut. Deci astea le-am cerut. E corect ce spun. Vă rog să luați și interviu ca să vedeți cum ne-am reperit. Vă spuneți că spun ceva. Dacă dumneata ai candidat ca primar ca să iei datorile la alții, nu ai luat. Nu? Băi, nu, dar noi vrem să... Dumneata ai plătit datorile la alții, nu ai plătit. Păi sunt datorile noastre, dar trebuie să știm de unde plecăm. Dar dumneata
Dumneata, ai candidat ca primar? Nu, n-aș candidat. Păi, dacă îmi plătești 6 miliarde. Asta-s datoriile noastre. Păi da, dar dacă... La toți. Ai plătit datoriile, nu le-ai plătit. Interesant. Haideți că eu vă spun toate datele, de asta am avut legătită. Deci, credit sistemul pe tine vreodată. Și poți și așa vorbește el cu mine și eu cu el. Și din el nu s-a utilizat cei 186.000 de lei, care îl regăsim acum pe bugetul împrumuturilor. Prins pe obiectivul de investiții reabilitare rețele stradale. Rata lunară? Rata lunară pentru primul, cel de, din 2006, este 85.000 de lei și pentru al doilea este 500 de lei. La ora actuală atât plătim. 500 de lei? 500 de lei. Care... Este rată inegală. Care, da. În funcție de graficul de... Dar pe tot anul ăsta este 500 de lei. Și pe anul viitor? Crește, da. Deci avem o situație, dacă se dorește treaba cu gradul de, de datorare pe ani, nu este nicio problemă. Iar la... Și mai am o treabă. Da, te rog. Deci toate împrumuturile au fost aprobate în Consiliul Local la datele respective. Da, normal, dar nu, dar trebuie să le știm. Deci astea le-am cerut mereu la ședință și nu ne s-au spus. Vreau să fac și eu două precizări. Că aici zice, când începe, că a fost Plălața, că a fost Petrică, că a fost... Măcar ne lămurim. 2006, cine l-a luat? Cine l-a luat în 2000? Nu tăiem capul la nimeni, că tot noi trebuie să le plătim. Dar trebuie să știm, domne, cine se instalează, că rămâne Radu, că vine altcineva, alt primar, câți o concura, care și câștigă, trebuie să ducă primăria mai departe, domne, că altfel rămâneți fără salarii de tot, să închide. Aceste date sunt afișate și pe site-ul Ministerului de Finanță. Deci este public la ora actuală și nu avem de ce să ne ascundem. Predăm situațiile. Eu ceea ce vă citesc, vă citesc din situațiile financiare la 30. Eu vreau să vă spun că am trecut acolo cu investițiile către cu compania APA sau care a zis, s-a întrebat de nu știu câte ori cu 17 miliarde. Dânsa a răspuns că e să plătesc de anul trecut corect, spune, sunt lucrări începute. Noi am întrebat aici în Consiliul Local de ce nu le-a preluat compania APA. De ce plătim noi? Compania APA și-a luat totul. De ce noi, săcelenii, trebuie să plătim 17 miliarde pentru ei? Iar facturi, compania APA trimite în fiecare lună săcelenilor. Săcelenilor. Dau sau nu apă, trimit facturi. Avem cea mai scumpă apă, că știm cu toții. APA este pumpată de la... De la Prejmer. De la Prejmer. Noi plătim apa, ca să știți, cu pompele, chipurile ne dau cu pompele de la Prejmer. Și nu ia nimeni atitudine. Chiar am zis cu toții că marea majoritate a consilierilor am zis că la urma urmei ar trebui să ne retragem din compania APA. Mai ales că am câștigat procesul. De ce să mai stăm noi de compania APA? Spunem de 2 ani. De 2 ani spunem să vin aici că e președintele Consiliului Județean, că este primarul Brașovului, oamenii mari, să vină aici să analizăm, noi nu analizăm, noi chemăm și vorbim la diverse și între timp prețul e 6 lei la apă. Și alții au 3 lei la Tărlungeni, cât e prețul? 1 leu. Și Tărlungeniul de unde o lua apă? Dar mai deștept, n-au intrat în compania apă. Deci astea sunt problemele. Pe săceleni, apa, dacă îi întreb toți, apă de proastă calitate... Cei din Baciu, din Turcheș, n-au apă. Apă deloc. Deloc, le aduce cu cisterna, domne, au dat oamenii telefoane, le aduce cu cisterna să bat pe apă pe acolo. Și noi avem izvoare, avem pe aici de toate și noi... Și am dat telefon la compania apă și a zis să treacă de zghețul și până mai durează o lună. Deci în două luni le dau apă la cei din Baciu și din Turcheș.